Am revenit cu repriza a doua. Universitatea Craiova conduce cu 2-0 Unirea Bascov. În minutul 17, Claudiu Bolan a înscris primul gol, iar în minutul 37, Zaki Kihiro a majorat scorul la 2-0. Să vă spun și formațiile. Începem cu echipa din Bascov, Unirea Bascov. Adrian Tănase, Dragoș Ciocârlan, Stancu Bogdan Alexandru, Marius Florian Bălan, Alin Găieștean, Marius Dima, Ciprian Negoiță, Adrian Naiun, Isfan, Mihai Alexandru, Gabriel Dalu, Iulian Tameș, Universitatea Craiova cu Kindiriș, Claudiu Covari, Ștefan Ciucă, Mădălin, Avram, Marius Negru, Radu Dănănai, Ovidiu, Ezaki Kihiro, autorul golului 2, Raicea Alexandru, Dina Mihai, Claudiu Bolan, autorul primului gol și Florin Costea. Nicio modificare la pauză. Lovitură liberă pentru echipa din Bascov. Execută Dima. Centrare în careu. Dar Marius Avram trimite cu capul către Kindiriș Claudiu. Mădălin Ciucă în centru pentru Mihai Dina cu pieptul din prima, Alex Raicea din nou, Mihai Dina către Covari. Covari nu reușește pasa către Mihai Dina, recuperăm prin Ovidiu Dănănaie, Covari, Dima către Tănase Adrian și mingea ajunge în aut, aut pentru Universitatea Craiova. Negru Radu se pregătește să arunce de la margine. Claudiu Bolan din prima, Florin Costea, Claudiu Bolan, Negru Radu, centrare, dar nu ajunge la Mihai Dina. Ezaki, centrare, dar nu este nimeni acolo. Tănase Adrian repune mingea în joc. Mingea la Naciu. Acum în Egoiță, în centru pentru Dima. Pe partea dreaptă urmează centrarea. Marius Avram respinge. Mihai Dina pentru Alex Raicea din prima către Mihai Dina. Foarte bună deschiderea, Florin Costa șutează peste poartă. Începem bine această repriză secundă. Scorul este 2-0 pentru Universitatea Craiova. Nu uitați, suntem live pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube Universitatea Craiova. Mingea este repusă în joc de către Tănase Adrian. Pressing al lui Alex Raicea. Bălan către Tameș. Primește din nou Tameș, lansare pe partea dreaptă. Din prima către Isfan, dar mingea ajunge la Kindiriș Claudiu. Se pregătește să degajeze. Florin Costea cu capul. Mihai Dina câștigă această minge. Ovidiu Dănănaie. Mădălin Ciucă. Alex Raicea, poziție bună. Covari trece de un adversar, Alex Raicea pe partea dreaptă, Alex Raicea pregătește centrarea și Claudiu Bălan nu ajunge din prima la această minge. Ezaki, centrare, Mihai Dina, Alex Raicea, șut și pe lângă, ratarea lui Alex Raicea. A doua ocazie în doar câteva minute pentru Universitatea Craiova.
Foarte bun jocul Universității Craiova din repriza secundă. Covari, Ezaki, avantaj lăsat de arbitrul partidei. Naciu intră în careu, Naciu, dar este luat în primire de către Ovidiu Dănănaie, care degajează până la Mihai Dina, un stop pe piept, Mihai Dina, care faultează în opinia arbitrului pe Alin Găieșteanu. Ciprian Negoiță până la Marius Bălan. Marius Avram este ținut și este lovitură liberă pentru Universitatea Craiova. Chindiriș Claudiu se pregătește să degajeze. Degajare lungă, Mihai Dina, Alex Raicea. Iar Covari faultează. Bălan pentru Găieșteanu. Naciu pe partea stângă. Găieșteanu primește centrare. Un luft. Claudiu Bălan prea tare pentru Florin Costea. Mingea ajunge la Negoiță în centru. Naciu. Negoiță. O lansare, dar Marius Avram este acolo, Negru Radu, din nou Marius Avram. Un atac al celor de la Unirea Bascov. Atac prelungit, Tameș, Covari rezolvă pentru moment, da, Mihai Dina caută un coechipier, Alex Raicea, foarte bun jocul lui, dar out pentru Unirea Bascov și o primă locuire, intră cu numărul 96, Sanda. Marius Avram până la Ovidiu Dănănaie. Mătălin Ciucă primește. Mihai Dina din prima pentru Alex Raicea. Alex Raicea încearcă să treacă de un adversar, dar nu reușește. Ezaki strânge, Ovidiu Dănănaie recuperează și este faultat, lovitură liberă pentru Universitatea Craiova. Ovidiu Dănănaie a fost faultat. Mădălin Ciucă și Florin Costea în preajma balonului. Rămâne Mădălin Ciucă să execute această lovitură liberă pentru Universitatea Craiova. Să fie un șut direct. Șutează foarte bine Mădălin Ciucă. Nu este un șut. Covari pe partea dreaptă, centrare. Ezaki strânge acolo și faultează.
Începe partea dreaptă la Ciocârlan. Pressing al lui Florin Costea. Schimbă partea către Naciu. Dar recuperăm. Fault. Nu. Este out pentru Unirea Bascov. Găieșteanu aruncă. Foarte bun jocul lui Ovidiu Dănănae. Florin Costea. Florin Costea a presat de doi adversari. Recuperează Unirea Bascov. Tameș. O lansare pentru Dalu. Foarte bun jocul lui Marius Avram. Dărinciucă Ezachi către Covari. Avansează. Trece de un adversar Covari. Și este out pentru Universitatea Craiova. Out pentru Universitatea Craiova. Aruncă negru Radu. Ezachi din prima, negru Radu. Negru Radu trece de un adversar. Negru Radu pregătește centrarea, dar este out pentru Universitatea Craiova. Execută același negru Radu. Caută cu echipier, dar probabil va fi destul de lung în careu. Nu, Ezachi strânge. Un contraatac al Unirii Bascov. Dar Covari reușește să se poziționeze foarte bine. Mingea ajunge la Ovidiu Dănănae. Negru Radu, Ovidiu Dănănae, Mădălin Ciucă. Aruncă Unirea Bascov. Bălan, Ciocârlan primește acum. Trebuie să urcăm mai sus, să nu lăsăm pe cei de la Unirea Bascov să-și facă jocul. Trebuie să contracarăm orice atac. Da, și foarte bună intervenția lui Marius Avram, care dă mingea în corner. Naciu se pregătește să execute acest corner pentru Unirea Bascov. Aglomerație în careul lui Chindirici Claudiu. Centrare lungă, dar Florin Costea respinge. Ovidiu Dănănae, Zachi, autorul golului cu numărul 2 pentru Universitatea Craiova. Florin Costea cu pieptul, stop. Nu, Claudiu Bălan, îmi cer scuze. Claudiu Bălan recuperează pentru moment. Mădălin Ciucă, foarte bună de posedarea. Și este out pentru Universitatea Craiova. Negru Radu aruncă de la margine. Ezachi strânge, dar nu reușește să câștige acest balon. Ovidiu Dănănae, Claudiu Bălan strânge și el. Mingea ajunge la Naciu, Naciu unde el cu Covari. Centrare, Covari cu capul, Alex Raicea. Foarte bun jocul lui Alex Raicea. Mihai Dina. Out pentru Universitatea Craiova. O schimbare. Intră Olivian Surugiu. Și părăsește terenul Florin Costea. Se pregătește o altă modificare. Sabin Lupu și părăsește terenul Alex Raicea. Două modificări, au ieșit Alex Raicea și Florin Costea. A intrat Olivian Surugiu și Sabin Lupu pentru Universitatea Craiova. Covari aruncă de la margine.
Ovidiu Dononae. Sabin Lupu, Mihai Dina, Sabin Lupu, Sabin Lupu pe partea dreaptă, pregătește centrarea, dar este faultat în opinia mea. Hența lui Sabin Lupu. Și o schimbare la Unirea Bascov. Cu numărul 13 intră în joc Marcu. Se rea jocul, mingea ajunge la Tănase Adrian. Claudiu Bălan reușește intercepția, Claudiu Bălan! Dar nu reușim să profităm de această ocazie, Negru Radu, Ovidiu Dănănae, Ezaki! Ezaki, dar nu reușim să profităm de spațiile lăsate în apărare de către echipa din Bascov. Șanse mari pentru Universitatea Craiova să majoreze avantajul de 2 goluri. Negru Radu. Salutăm suporterii care se uită acum pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube. Vă salutăm și vă mulțumim că sunteți alături de noi la această transmisie de aici, de la Mioveni. Dar nu uitați, feceuniversitatea.ro vă așteaptă cu peste 100 de articole, magazinul online, cât și cel situat de pe strada Sfântul Dumitru numărul 1. Programul este de luni până vineri de la ora 10 până la ora 18, iar sâmbătă de la ora 10 până la ora 14. Vă mulțumim că sunteți alături de Universitatea Craiova și la această transmisie. Știu, sunteți de peste tot din lume și asta ne face să fim mai puternici. Revenim la joc, minge de arbitru, Mihai Dina trimite în au de poartă. Tănase Adrian repune mingea. Mingea ajunge la Gheșteanu, dar Covari reușește. Tameșa, vedeta celor de la Unirea Bascov, Tameș lansare pe partea dreaptă, pe centru, dar din nou mingea la Tameș. Și este fault în atac. Centralul Georgescu Cristian acordă fault în atac. Repune mingea în joc Chindiriș Claudiu. Degajează lung. Sabin Lupu faultează. Stancu până la portarul Unirii Bascov. Din nou Stancu până la Tameș. Șters jocului de astăzi. Marius Avram până la Chindiriș. Ezaki. Surugiu faultează. Tameș din nou. Recuperăm. Sabin Lupu, din nou Sabin Lupu pe partea dreaptă. Sabin Lupu trece de 2 adversari, Sabin Lupu, nu știu dacă va mai ajunge, nu ajunge la această minge. Mingea este la Bălan, către portarul Adrian Tănase. Dar
Da, Ovidiu Tănănaie primește cartonașul galben. Tameș se pregătește să execute această lovitură liberă pentru Unirea Bascov. Încă o dată mii de mulțumiri celor care sunt alături de noi pe rețele de socializare. O contră a lui Covari și este corner. Se pregătește să execute Marcu. Aglomerație în careul lui Chindiriș, centrare destul de lungă, probabil va urma o recentrare. Dalu, Ezaichi strânge acolo și bine face, nu lasă posibilitatea să continue acest contraatac. Foarte bine Negru Radu. Și este out de poartă pentru Universitatea Craiova. Degajare lungă, Mihai Dina cu cap pe spate. Foarte bine! Pe lângă poartă. Olivian Surugiu pe lângă poartă. Nu, se pare că este out. Ovidiu Tănănaie, Claudiu Bălan, Ezaki, Ovidiu Tănănaie, faultat, un fault foarte dur. Discuții între jucătorii Universității Craiova și arbitrul de astăzi, arbitrul principal, arbitrul de centru. Lovitură liberă pentru Universitatea Craiova, Surugiu și Mihai Dina sunt în preajma balonului și Sabin Lupu. Arbitru aranjează distanța regulamentară a zidului. Hai băieți, avem nevoie de încă un gol. Surugiu! Dar șutează în zid. Este out pentru Universitatea Craiova. Covari, Ezaki foarte bine intervine, Ezaki, Ovidiu Tănănaie, dar arbitrul acordă fault în atac. Tameș execută scurt, din nou Tameș pentru Bălan. Pe partea dreaptă, o lansare acum, dar mingea ajunge la Chindiriș Claudiu, care pregătește o nouă degajare. Covari, Ovidiu Tănănaie, Mihai Dina, din prima către Sabin Lupu! Intră în careu, centrează! Da, arbitrul nu acordă penalti pentru Universitatea Craiova. Un penalti clar din punctul meu de vedere. Tameș
Da, se pare că acel penalti nu a fost acordat. O vidiu de Nănae. E bine că presăm. Sabin Lupu. O vidiu de Nănae. Mare atenție! Da, Ovidiu Dănănae, cartonaș galben, al doilea galben și automat. Automat cartonașul roșu. Ovidiu Dănănae este eliminat din minutul 71, Universitatea Craiova evoluează în 10 jucători. Ovidiu Dănănae părăsește terenul. Tameș, centrare. Încercare de șut, dar destul de slabă a lui Bălan. Reține Chindiriș Claudiu. Hai băieți, Negru Radu. Claudiu Bălan. Foarte bun jocul. Ezaki. Autorul golului 2, contraatac acum al celor de la Bascov și este out. Foarte bun. Da, deci arbitrul de tușă spune out pentru Universitatea Craiova, centralul dă lovitură liberă pentru Bascov. Revenim la joc. A intrat cu numărul 16 Stan pentru Unirea Bascov. Chindiriș Claudiu, degajare. Claudiu Bălan, Surugiu, foarte bun jocul din prima, Claudiu Bălan. Da, încă un penalti neacordat din punctul meu de vedere. Al doilea penalti neacordat pentru Universitatea Craiova. Nu uitați, prieteni, Universitatea Craiova din minutul 71 evoluează în 10. Ovidiu Dănănae a fost eliminat. Scorul este 2-0 pentru Universitatea Craiova în confruntarea cu Unirea Bascov. De aici, de la Mioveni, de pe stadionul Orășenesc. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și la această transmisie. Vă mulțumim că sunteți alături de Universitatea Craiova, de peste tot din lume. Revenim la joc. Repune din colțul careului de 6 metri Tănase Adrian. Nu înțeleg arbitru, tocmai acum lasă pe Claudiu Bălan să intre în teren.
Offside, offside clar. Offside clar. Kindiris Claudiu se pregătește să degajeze. Mihai Dina recuperează, Sabin Lupu, Ezaki, Sabin Lupu este faultat, un fault clar și cartonaș galben pentru Unirea Bascov cu numărul 13, Marcu. Sabin Lupu a fost faultat. Marius Avram pe partea dreaptă către Sabin Lupu, cam tare. Este out de poartă pentru Unirea Bascov. Tănase Adrian repune rapid mingea în joc. Nu uitați, din minutul 71, Universitatea Creva evoluează în 10, Ovidiu Tănănaie a fost eliminat, Tameș nu are cu cine combina, întoarce în spate către Bolan, Stancu până la Ciocârlan, din nou Stancu, Bolan, Stan... și iarăși Bălan. Mingea ajunge la Ciocârlan. O lansare în centru, dar Marius Avram este acolo. O lovitură liberă acordată, zic, prea ușor. Cu siguranță vă spun cine va executa. Tameș, cu siguranță Tameș va executa această lovitură liberă. Chindiriș și Claudiu își aranjează zidul. Mare atenție, mare atenție Claudiu. Tameș este un executant foarte bun al loviturilor libere. Îl știm când dădea goluri împotriva noastră din prima ligă. Știm ce poate. Hai băieți, e nevoie să nu fie gol. Și arbitru Fluieră peste poartă! Peste poartă! Tameș execută peste poartă această lovitură liberă. Scăpăm cu bine. Scăpăm cu bine de această dată. Kindiriș Claudiu degajează. Mihai Dina sau Sabin Lupu? Mihai Dina. Marius Avram strânge. Marcu. Foarte bine, Surugiu, pentru moment am Covari cu capul din careu, hai Zaghi, hai, strânge acolo, Sabin Lupu. Un șut contrat de Mădăniciucă, este out pentru Unirea Bascov. Stan aruncă de la margine. Foarte bun jocul lui Sabin Lupu. A recuperat această minge. Contraatac pentru Universitatea Craiova. Trece de un adversar, dar nu trece, reușește și de al doilea. Stan în centru, dar Mădăniciucă este acolo. Hai negru Radu, hai. Strânge acolo și bine face. Corner. Corner pentru Unirea Bascov.
Încă 10 minute plus eventuale prelungiri din această partidă. Scorul este 2-0. Lovitură de colț pentru Unirea Bascov. Și intră cu numărul 97 Ian Iandi, iar Tameș părăsește terenul. Lovitură de colț pentru Unirea Bascov. Centrare, dar fault în atac. Încă o schimbare pentru Universitatea Craiova. Eduardina se pregătește să intre în teren. Cineva a ieșit de la Universitatea Craiova. Claudiu Bălan părăsește terenul, iar în locul lui pentru Universitatea Craiova, Eduard Dina. Foarte bun jocul lui Claudiu Bălan de astăzi, a reușit să înscrie în minutul 17, a deschis scorul Claudiu Bălan, Eduard Dina intră în locul lui. Încă 10 minute plus eventualele prelungiri aici pe la Mioveni, pe stadionul Orășenesc. Universitatea Craiova conduce cu 2-0. Out pentru Universitatea Craiova. Negru Radu aruncă de la margine. Negru Radu din nou. Covari foarte bun, foarte bun. Sabin Lupu trece din adversar. Sabin Lupu foarte bine, dar este oprit de al doilea, de Bălan. Minutul 82 al partidei. Mingea ajunge la Stancu. Covari, foarte bun stopul. Trebuie să urcăm mai sus, echipa să urce mai sus pentru a nu lăsa spații. Sabin Lupu. Out pentru Unirea Bascov, aruncă cu numărul 16 Stan. Lovitură liberă. Dalu obține această lovitură liberă pentru Unirea Bascov. Avem, să zicem, și o parte bună. Tameș nu mai este în teren. Nu uitați, Universitatea Craiova conduce cu 2-0 Unirea Bascov. Iar din minutul 71 evoluăm în 10. Ovidiu Dănănaie a fost eliminat. Chindiriș Claudiu își aranjează zidul. Iar pentru Unirea Bascov, Dalu va executa această lovitură liberă. Foarte bine boxează. Boxează Chindiriș Claudiu. Pentru siguranță, foarte bine, este corner pentru Unirea Bascov. Dalu peste poartă, scăpăm cu bine și de această dată. Chindiriș Claudiu repune mingea în joc din colțul careului de 6 metri, va urma o degajare lungă. Surugiu prelungește. Dalu. Foarte bine! Foarte bun reflexul lui Chindiriș Claudiu. Chiar dacă a fost offside, a fost o paradă foarte bună, foarte bună a lui Chindiriș Claudiu.
Offside, arbitrul de margine de tușă a semnalizat offside. Sabin Lupu nu ajunge la această minge. Eduard Dina foarte bine. Mihai Dina de această dată caută cu un coechipier să-l susțină. Și este out pentru Universitatea Craiova. Asta trebuie să fim cât mai mult prezenți în jumătatea lor. Covari aruncă de la margine. Acolo trebuie să stă cât mai mult Sabin Lupu. Sabin Lupu nu reușește să trimită către Mihai Dina. Mingea ajunge la Ciocârlan. Caută un coechipier. Nicolo Napoli dă indicații de deasupra băncii tehnice. Foarte bun jocul de astăzi al echipei. Încă un atac. Sper să rezistăm și de această dată. O centrare acum în careu și este fault în atac. Minutul 87, încă 3 minute plus eventualele prelungiri. Cu siguranță vom avea 3 minute 4 de prelungire, chiar 5, da? Kindiriș Claudiu se pregătește să repună mingea în joc. Lung, foarte lung către Surugiu. Dar din păcate mingea părăsește terenul de joc. Unirea Bascov, încă un atac. Nu uitați, din minutul 71, Universitatea Craiova evoluează în 10. O centrare acum în careu. Eduard Dina trimite mingea în aut. În concentrare, hai Claudiu! Este faultat. Aruncă în aut. Aruncă în aut. Echipa medicală este solicitată să intre în teren. Suntem la Mioven pe stadionul Orășenesc. Universitatea Craiova conduce în continuare Unirea Bascov cu 2-0. Etapa noua, Liga 3, Seria 3. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Nu uitați, vă invităm pe pagina fcuniversitatea.ro. Magazinul online vă așteaptă, că și cer situată din strada Sfântul Dumitru numărul 1. Programul acesta este de luni până vineri, de la ora 10 la ora 18, iar sâmbătă de la ora 10 la ora 14. Negru Radu aruncă de la margine. Covari, hai Covari. Sabin Lupu, Sabin Lupu, Covari din nou. Eduardina, Sabin Lupu, dar nu ajunge la această minge. Este out pentru Unirea Bascov. Aruncă până la portarul Tănase Adrian. Se grăbește de la Bascov. Încă un atac. Hai, Kindiriș, reține, iese și reține foarte sigur pe el de această dată. Degajare, Mihai Dina, Mihai Dina este faultat Mihai Dina și un cartonaș galben pentru Unirea Bascov, lovitură liberă pentru Universitatea Craiova. Probabil că vor urma 4 minute, 5 minute de prelungire.
Executăm rapid, Sabin Lupu, Sabin Lupu foarte bine, ține acolo de minge, Sabin, foarte bine, out pentru Universitatea Craiova, de asta avem nevoie acum. Covari se îndreaptă spre balon să execute acest out. Foarte bine că suntem în jumătatea lor, asta trebuie să facem acum. Covari, Mihai Dina, Surugiu, Surugiu, dar nu este nimic. Contraatac a celor din Bascov. Nu uitați, suntem în minutele de prelungire la ale acestei partide. Minutul 92 deja. Încă 3 minute din această partidă. Covari aruncă de la margine. Da, și o schimbare. Schimbare la Universitatea Craiova. Intră Samuel Zimța și părăsește terenul Mihai Dina. Foarte bun jocul de astăzi. Universitatea Craiova aruncă de la margine. Prin Covari, lung către Samuel Zimța, doar ce a intrat pe teren. Hai băieți, încă 3 minute. Universitatea Craiova conduce cu 2-0 din minutul 71. Fault în atac. Fault în atac consideră arbitrul de centru. Din minutul 71 Universitatea Craiova evoluează în 10 oameni. Kindiriș Claudiu repune mingea în joc. Am intrat în minutul 93. Zimța, Zimța! Sabin Lupu! Peste poartă! Foarte bună ocazie! Tănase Adrian, lung, degajare lungă. Încă puțin și Ezachi, foarte bun jocul, Eduardina, hai Ezachi! Strânge acolo Ezachi și Eduardina, hai Covari! Nici urmă de hands. Degajează acum. Out pentru Unirea Bascov. Două mingi în teren deja. Încă o centrare. Încă una și încă una. Ezachi strânge acolo. Foarte bine Surugiu. Sabin Lupu. Sabin Lupu. Marius Avram. Foarte bine, Marius Avram! Și este final! Final de joc! Universitatea Craiova câștigă cu 2-0 aici pe stadionul Orășenesc din Mioveni. Vă mulțumim că ați fost alături de noi! Nu uitați, vă așteptăm la Severin în următoarea etapă. Pe 27 vă așteptăm un număr cât mai mare la Severin. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă lăsăm câteva cadre cu echipa și suporterii. Veniți în număr mare aici la Mioveni.
echipa merge să, să cânte alături de suporterii veniți în număr mare aici la Mioveni.